România, o națiune de 20 de milioane de oameni, este localizată pe țărmul vestic al Mării Negre, la nord de fluviul Dunărea și este dominată de lanțul munților Carpați. Românii vorbesc o limbă ce provine din latină, înrudită cu versiunile moderne ale limbilor franceză, italiană, spaniolă și portugheză. Această zonă a fost locuită de multe culturi preistorice ce au evoluat și au prosperat în această regiune timp de milenii. Controversatele tăblițe de la Tărtăria, descoperite pe platoul Transilvaniei, sunt considerate de anumiți savanți și cărturari ca fiind primele variante de scris descoperite vreodată. Alții cred pur și simplu că tăblițele conțin simboluri fără a avea vreun sens anume sau că pur și simplu sunt neautentice. În timpul epocii de bronz și a epocii de aur timpurie, se crede că aceste culturi indigene, Vinca, Boian, Gulmenița, s-au unit cu nou veniții indo-europeni și au evoluat în trei ramuri foarte asemănătoare între ele, geții, dacii și tracii. Aceste triburi erau recunoscute în lumea elenestică pentru priceperea lor în luptă, iar multe orașe, colonii grecești, îi foloseau drept mercenari. Deși dacii și geții aveau o limbă asemănătoare și aveau obiceiuri religioase asemănătoare, în comparație cu tracii aflați mult mai la sud, nu erau uniți, astfel ei erau împărțiți în zeci de triburi rivale. Acest lucru s-a schimbat după invaziile sciților și ale triburilor celtice, care se pare că au dominat din punct de vedere militar zona Carpaților pentru o perioadă scurtă de timp, dar cu timpul acești invadatori au fost respinși. Coaliții din ce în ce mai mari de triburi au apărut până când Burebista i-a unit pe toți într-un singur stat puternic numit Dacia, ce a cucerit și coloniile grecești de la Marea Neagră. În timpul războiului civil roman dintre anii 49 și 45 înainte de Hristos, Burebista s-a aliat cu Pompei Magnus împotriva victoriosului Iulius Cezar. Acesta din urmă a plănuit o campanie militară împotriva statului acesta periculos din nordul graniței romanilor. Acest război nu a mai avut loc pentru moment, asta pentru că atât Burebista cât și Cezar au căzut victime pumnalelor asasinilor politici în același an. Precum senatorii romani, nobilimea dacică era îngrijorată de faptul că privilegiile sale vor fi atacate dacă statul se află sub comanda unui singur conducător autocrat. Astfel, timp de câteva generații, statul dac s-a rupt mai întâi în patru, apoi în cinci regate mai mici. Toate aceste state erau bazate pe relațiile schimbătoare dintre alianțele diferitelor triburi. Dacia a devenit din nou un pericol pentru Roma atunci când a fost unită de către Decebal de această dată. În timpul domniei destul de lipsită de succes a împăratului roman Domitian, Dacia a întreprins mai multe misiuni militare la sud de Dunăre, invadând cu succes provincia romană Moesia. Romanii au împins la loc peste Dunăre pe daci, dar au suferit o înfrângere dezastroasă în timp ce îi urmăreau. Această înfrângere a dus la o situație umilitoare pentru Imperiul Roman, fapt ce a dus la plata unui tribut imens anual către Dacia. În schimb, Dacia a acceptat statutul de regat client al Imperiului Roman. După câțiva ani de pace, împăratul roman Traian a declarat de două ori război statului condus de Decebal. În timpul acestor războaie, dacii au folosit în general trupe de gherilă în armate cu săbii mari cu două tăișuri, ce erau foarte eficiente în a penetra armura și coifurile soldaților romani. Acest fapt a dus la modificarea coifurilor legionarilor, adăugându-se niște bare metalice în formă de cruce chiar pe vârful lor pentru a micșora daunele cauzate de aceste săbii speciale. Totuși, puterea militară înspăimântător de mare a întregului imperiu, combinată cu priceperea unui împărat care se concentra numai pe Dacia, a fost prea mare pentru ca dacii să reziste mult acestor atacuri. Decebal și-a luat singur viața în timp ce era urmărit de forțele romane, preferând să nu fie prins în viață și dus ca prizonier pe străzile Romei. În timpul acestor războaie, zeci de mii de daci au fost capturați și folosiți ca sclavi. Ei au fost duși în diverse colțuri ale Imperiului Roman. Noua provincie Dacia a fost puternic colonizată, în special cu veterani militari romani, exact cum se întâmplase în peninsula iberică în urmă cu zeci de ani. Deși centrul statului
Dac fusese cucerit, au existat în permanență daci liberi la marginile provinciei. Aliați cu sarmațienii și alte populații din zonă, ei au încercat să atace și să preia controlul asupra Daciei timp de zeci de ani. Această provincie vulnerabilă a devenit o zonă puternic latinizată. Dintre toate inscripțiile găsite din acea perioadă, un procent al numelor foarte mare, de peste 70%, era latin. După 168 de ani de domnie, romanii și-au retras legiunile la sud de Dunăre. Tribul germanic al vizigoților a venit spre sud, dinspre câmpiile nordice ale Eurasiei și a dominat această zonă după retragerea romană. Împăratul roman Constantin a construit un pod peste Dunăre și a restabilit colonia romană Dacia pentru un timp relativ scurt. El a primit astfel supranumele de Dacia Maximus. După ce romanii s-au retras din nou, goții și un trib migrator nou cu origini necunoscute, gepizii, s-au stabilit și autoproclamat drept conducători ai regiunii de la nord de Dunărea de Jos. Gepizii, aliați cu Atila Hunul în timpul cuceririlor sale, iar mai apoi singuri după căderea Imperiului Hunilor, s-au declarat singurii conducători ai teritoriului de lângă Marea Neagră și de la nord de Dunăre, înființând regatul gepizii în secolul al VI-lea după Hristos. Ei au cerut de asemenea tribut de la romani anual, tribut plătit în aur. Regatul gepizilor a luat sfârșit după invazii repetate ale romanilor, lombarzilor și avarilor. O armată de aproximativ 20.000 de călăreți provenind din stepele Turciei sau cel puțin înrudiți cu turcii s-au așezat în regiunea Daciei în jurul anului 650 și au terorizat Imperiul Roman de răsărit. Se spune că ei au luat la un moment dat 200.000 de ostatici. Erau aliați și cu alte popoare migratoare de slavi și bulgari. Aceste triburi migratoare s-au amestecat între ele și cu timpul au înlocuit avarii ca și populație dominantă în zona Dunării, atât la nord cât mai ales la sud. Pentru sute de ani, cam până în secolul al IX-lea, Imperiul Bulgar s-a tot extins și a devenit puterea principală din regiune. Bulgarii erau în general dușmanii cei mai aprigi, dar uneori și aliați a Imperiului Roman de răsărit, adică bizantinii. Începând cu a doua parte a secolului al IX-lea, tribul seminomad al maghiarilor a cucerit bazinul Carpaților și platoul Transilvaniei. Imperiul bulgarilor a decăzut în mod concomitent, fiind prins între populațiile migratoare și Imperiul Bizantin și a dispărut cu totul în jurul anilor 950. În tot acest timp, valahii, cum erau numiți oamenii vorbitori de latină din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, de către locuitorii Imperiului Bizantin elenizat, au început să capete mai multă autonomie, inclusiv în zona Transilvaniei dominată de maghiari. Pe la mijlocul secolului al XIII-lea, Imperiul Mongol a devastat pur și simplu regatele și principatele Europei de Est. După ce mongolii s-au retras, trei state formate din populația latinizată s-au format: Transilvania, Moldova și Valahia. Transilvania era un vasal semidependent al regatului Ungariei. La început, așa era și statul Moldovei. Deși a avut un grad mai ridicat de autonomie, având în vedere că era mai izolată, Valahia a intrat în conflict și a învins în 1330 armata mult mai mare a regatului maghiar. Astfel s-a putut declara drept stat independent. Această independență avea să dureze mai puțin de 100 de ani. Valahia s-a aliat cu Ungaria împotriva unui dușman și mai puternic, Imperiul Otoman. După campanii repetate, valahii au devenit vasalii statului otoman în 1417, plătind un tribut anual imens în schimbul păstrării unei conduceri independente. Perioada următoare a fost foarte tulburată în Valahia, fiind marcată de multiple rebeliuni și revolte, atât împotriva domnitorilor, cât și împotriva turcilor. În general, conflictele erau generate de eșecul în a plăti tributul anual. Odată la ceva vreme, Valahia câștiga mai multă autonomie față de turcii otomani. Cel mai notabil conducător a fost Vlad Țepeș, cunoscut publicului sub numele de Dracula. A devenit cunoscut în întreaga Europa nu numai pentru înfrângerile devastatoare pe care le-a cauzat otomanilor, dar și pentru cruzimea sa legendară. Aceste povești presărate cu mituri aveau să servească drept inspirație pentru personajul ficțional Dracula din romanul omonim al lui Bram Stoker. În timpul domniei conducătorului contemporan cu Vlad Țepeș pe numele său Ștefan cel Mare, Moldova a câștigat cea mai mare autonomie din istoria sa. Unul dintre cei mai mari comandanți militari ai zilelor sale, Ștefan, a câștigat 48 din 50 de bătălii, înfrângând armate mult mai mari aparținând turcilor otomani, polonezilor și ungurilor.
Totuși, după moartea sa, Moldova, Valahia, Transilvania și chiar și Ungaria au căzut sub influența tot mai crescândă a Imperiului Otoman. Relația dintre Imperiul Otoman și aceste state vasale era incredibil de complexă și se schimba foarte des. Autonomia acestor regiuni era crescută în numărate rânduri, atât timp cât erau de acord să plătească tribut în aur și să trimite oameni care să fie antrenați drept soldați ai Imperiului Otoman. În timpul domniei lui Mihai Viteazul, un stat mare și independent a fost creat de jur împrejurul Carpaților prin unirea celor trei principate pentru prima dată după ce Decebal a condus Dacia. Acest stat nu a avut o viață lungă, dizolvându-se la scurt timp după ce Mihai Viteazul a fost asasinat. Astfel, otomanii au recâștigat controlul asupra regiunii la numai câțiva ani după aceste evenimente. Ungaria și-a recăpătat puterea, iar Transilvania a devenit stat vasal pentru următorii aproape 200 de ani. În următoarele secole, nou apărutele imperii rusești și austriece au purtat multe războaie împreună cu turcii pe teritoriul principatelor. La începutul secolului al XIX-lea, rușii au reușit pentru o scurtă perioadă de timp să controleze principatele Valahiei și Moldovei. Totuși, au apărut o serie imensă de revolte anti-otomane, anti-austriece și anti-rusești în cele trei principate, asta în timp ce santinelele naționaliste creșteau și se răspândeau, cel puțin în cadrul elitelor românești. În scurt timp, obiectivul acestora a fost să unească toate teritoriile vorbitoare de limba română. Prima dată, principatele Valahiei și Moldovei s-au unit sub Alexandru Ioan Cuza și apoi și-au câștigat independența față de otomani în războiul de independență din 1877, împreună cu ajutorul primit de la ruși. Astfel, regatul României a fost stabilit în 1881 sub regele Carol. Când a început primul război mondial, România și-a declarat neutralitatea, asta pentru că era înghesuită între cele trei mari imperii. România s-a alăturat războiului 2 ani mai târziu, în 1916. Până la sfârșitul războiului, românii suferiseră 500.000 de victime. Totuși, obiectivul din secolele anterioare de a uni toți vorbitorii de limba română a continuat să existe. Ca urmare a tratatelor postbelice și a căderii Imperiului Austriac, acest obiectiv a devenit realitate și Transilvania s-a unit cu restul provinciilor românești, creând astfel România Mare, care a rezistat doar pe perioada interbelică. La începutul celui de-al doilea război mondial, România nu a vrut din nou să se implice, asta deși a pierdut teritorii însemnate. Totuși, din cauza temerilor că urmează o invazie sovietică, România s-a alăturat taberei aliaților și a intrat în război. După sfârșitul conflagrației mondiale, Republica Socialistă a României a fost întemeiată. Partidul Comunist a confiscat puterea și l-a convins pe regele Mihai să abdice de pe tron și să proclame abolirea monarhiei. Principalul conducător comunist a fost Nicolae Ceaușescu, după moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Ceaușescu și-a încheiat domnia autocratică în 1989 din cauza Revoluției, fapt ce a dus la capturarea și execuția sa. În 1991, o nouă constituție a fost scrisă, ce proclamă o societate democratică și pune accent pe economia de piață. În 2004, România s-a alăturat NATO, iar în 2007 a intrat în Uniunea Europeană. În ultimii ani a apărut o mișcare de reunificare cu Moldova, care, spre deosebire de România, a fost parte a URSS-ului. Vă mulțumim pentru atenție, aceasta a fost istoria foarte pe scurt a țării noastre. Nu uitați să dați un like și să vă abonați!